Bună, numele meu este Daria și astăzi vă voi face un joc despre un robot înfometat, pierdut în spațiu. Robotul nostru a ajuns în spațiu ca acasă, dar pentru asta are nevoie de 25 de unități de energie. Energia sa este dată de stele. În momentul în care prinde o stea, energia crește cu 1 și descrește în momentul în care prinde un asteroid. Pentru că în spațiu, și știm cu toți, există anumite pericole. Vom începe prin a alege fundalul. Voi selecta Nebula, pentru că este reprezentativ pentru tematica jocului. Și voi începe să programez. Voi lucra cu două variabile, timp. Jocul vreau să se deruleze timp de 30 de secunde. Și energie. Ok. În momentul în care jocul începe, vreau ca variabila energie să se seteze la 0, iar timp la 30. Apoi, până când timpul ajunge 0, vreau să descrească. Eu acum formez un fel de temporizator, un cronometru de 30 de secunde. Așteaptă o secundă și timpul descrește cu minusul. Bun. Acum este timpul să mă ocup de sprite-uri. Voi avea un robot și o stea pentru început. Codul robotului este destul de simplu. În momentul în care încep, vreau să mă ocup un pic de design pentru că este mult prea mare și atunci o să-i schimb dimensiunea pe la 50%, cred că e ok. Da? Și îi voi seta poziția de început. După cum putem vedea, minus 19 pentru X și Y minus 130. Îl voi programa să se miște cu butoanele A și D. Și atunci, când am două comenzi de genul acesta, când apăs butonul A sau când apăs butonul D, și pentru A va merge în stânga și am change X, schimbă X cu minus 10, și pentru D am în dreapta, adică schimbă X cu 10. Dacă dau start, cum puteți vedea, robotul a început să se miște pe orizontală. Și acesta este codul pentru robot, foarte simplu. Acum, pentru stele. Stele vor porni de sus, de pe această linie. În același fel, o să umblu puțin la dimensiune, pentru că este cam mare pentru această scenă. Și atunci o să setez dimensiunea la 60%. Ok. Iar pe tot parcursul jocului, ce vreau să se întâmple, e ca primul lucru să se afișeze și să meargă la o poziție să meargă la valoarea aceasta pe Y, iar la X să fie random minus 200, adică un număr aleatoriu între minus 200 și 200 pentru a putea fi oriunde pe această axă orizontală, să complic puțin jocul. Apoi am un repetă până când și când vreau să-mi dispară steaua, ori îmi atinge marginea, ori atinge robotul, adică a fost prinsă de robot. Și atunci am luat un or de la operatori, touching retro robot sau touching edge. Și o să Y-ul va scădea cu 5 de fiecare dată. Ups, nu set, 5. Schimbă Y cu minus 5. În momentul în care s-a întâmplat ceva, ori a atins robotul, ori a atins marginea, vreau să văd ce s-a întâmplat de fapt. Și atunci am o condiție de verificare. Dacă atinge robotul, o să-mi crească unitățile de energie cu 1
și o să-mi dispară steaua pentru a putea porni din nou de sus. Altfel, pur și simplu, o să dispar. Bun, acum vreau să fac și un asteroid. Și pentru că este foarte asemănător, ce o să fac? O să dublez codul de la stea, o să dublez, de fapt, tot sprite-ul și mă voi juca cu costume. O să aleg o minge și o voi colora în negru. Fill, selectez. Ups, n-am selectat ce voiam. Și acum este același cod cu al stelei. Pentru a complica și mai mult jocul, ce o să fac? O să am două stele și doi asteroizi. Și o să schimb și numele. Asteroid 1 și asteroid 2. Iar provocarea mea pentru voi este să creați acest joculeț și să faceți un final. În sensul că dacă robotul are 25 de unități de energie la finalul jocului, să se afișeze mesajul "Felicitări, pot pleca acasă", altfel să se afișeze mesajul "Mai încearcă". Acesta a fost joculețul, sper că v-a plăcut și că l-ați înțeles.